Mergem la ordine. Încetul cu ordineriză. Prima întrebare la propunerea domnului Sudruscă a fost despre dimiterea viceprimarului care este în bază de contract, după cum am înțeles. Da. Poftim, domnul Andrei, ați spus că aveți niște argumente. Da. Eu foarte tare m-am revoltat când am fost s-au trecut licitația cu drumul cealaltă de la Gărne, la ora 11 s-au trecut licitația, fără 10-11 și mă sună viceprimarul și îi spune la ora 11 e licitația. Eu de la Peulien și până la Cosea și mă duc la ora 11 să fiu. Mi-a spus că trebuie 3 firme să participe la licitație. Am găsit acele 3 firme care să participe la licitație. Mă sună peste jumătate de oră și îi spune că trebuie plătit 600 de lei și dintre cei 3 firme. Eu găsesc, omul vine și plătește 600 de lei, că a participat la licitație, faci porțiunea cei de drum, devizul de cheltuiele la vieți, 339.000 și niște lei. Care dumneavoastră ne spuneți azi că știe până ce numai să faci tot în altă parte. Aveți devizul de cheltuiele, participat la licitație. Decizie consiliului trebuie să fie. Decizie consiliului. Aveți devizul de cheltuiele, da? Și acum devizul de cheltuiele e scris și porțiune de drum se face. Câți bani? Da, concret. Tot e concret scris. Cum am putem să vorbim despre altă chestie de asta? Noi am ajuns azi, cineva din consilier a întrebat domnul și doamna secretară, că vișina de masă. Doamna secretară răspunde, nu avem finanță. Dacă noi nu avem finanță, noi nu avem finanță că plătim consilieri, noi nu avem finanță că scumpărăm niște apă, dar noi avem finanță că ținem doi viceprimari, care nu înțeleg și se ocupă viceprimarul când a fost primit din stat, primarul a spus, un viceprimar a spus cu întrebările gospodărești, un viceprimar a spus proiectul. Și o să aducă bani în primăria Costești, care nu văd nimic, care și nu se vede nimic. Dar noi avem niște bani pentru apă să spunem primar. Rușii, geniți! Să rămâne un singur de aici. Cine pe... Punem, mai se întâi... Să mai expune cineva? Domnul Vasile. Domnul Vasile, data viitoare cred că urmă.
următorul viceprimar este schimb tot din Gârlu, da. Stă mai la Sibiu. Nu, dar nu, dar nu, dar nu, dar nu, dar nu, dar la întrebare dată, dacă mai sunt, să mai expune cineva pe întrebarea dată. Domnul Victor. Stimați consiliere, să nu mi-e ajutor pe care viceprimarul, orice viceprimar mai fi, eu trebuie să lupte pentru partea sa. Eu trebuie să lupte întregi pentru integritate, pentru întregi sau. Nu trebuie. Noi, acum, merge vorba de demiterea a unui viceprimar, în care calte în contract, datorită. El nu a fost pus de către cancelarul de stat, nu a fost inclus în, în statele primării. El a fost pus din contract datorită, el va fi, se va ocupa cu aducerea proiectului banii în astea. Prin motiv că nu s-a adus, nu se vede careva rezultate. Prin motiv că faci, merge vorba că banii nu sunt primării, faci mai mult mii. Datorită la asta faci mai mult mii. Corect. Asta e un motiv că... Bine, atunci să spun... Supun votului... Hai, da. Îmi contrazic cu domnul Cavalachi, că deciziile sunt pentru că iluminare, nu au fost implementate. De asta purtăm o reacție vine și noi. Deci, noi avem tot drept să controlăm. Pe orice specialist, orice organ de execuție. Nu spună că noi nu avem drept. Noi nu suntem obligați. Avem dreptul. Orice proiect, orice mișcare, ce depinde de sa, consilierul e, are un puternic și se controlează, cum derulează, absolut, toate informații. Asta nici nu se discută. În caz contrar, îngătăm tot am o spenă. E o așa, nu mă zile costnește. În stat, când sunt la compania de lege, automat toți consilierul și primarul, uite, de toate ambițiile, lucrează pentru stat. Eu cred că întrebarea... Eu așa vă spun, și ca o să trăiesc, adică, la hotar. Credere și costește. Adică, mie mă doare satul, adică, de toți. Bine, bine. Eu cred că viitoare, domnul, o să-i pună și o temă. Eu cred că în viitoare întrebarea asta trebuie de hotărât pe un alt mod. De analizat câți alegători sunt partea sectorului Gârlea, și când apar banii din anexa 4 din buget, împărțit proporțional după locuitor. S-au dat 1 milion. Avem noi 400 de mii. Să vii la Gârle cu consiliere de hotărâți, facem de căsucă și de drum, ori facem la grădiniță, la școală, oriceva. Nu dă-ți banii să duc unii la neamul, la prieteni. Domnul Vasile, eu pot să răspund, simt că am fost în fruntea partidului și am participat la... adică la împărțirea banilor astea. Dintr-un 1.330.000 s-a dus în Gârle. Alegător? Păi s-a dus la drumul din Gârle care nu se execute. Adică numărul alegătorilor din Gârle față de numărul total, nici nu constituie a treia parte. Așa că banii s-au dus strict conform numărul de alegători. Acum cred că nu mai trebuie să mai punem discuții mai departe. Eu supun votului de propunere de demitere a viceprimarului care este contract. În cazul dat, domnul Țorcanu Andrei. Da. Să înțeleg. Da. Vă rog, cine pentru această propunere, să votăm. Cum arăți? La nimic. Împotrivă, abțineri, nu. La nimic.